canalul meu, Super Ioana. Astăzi facem un challenge foarte, foarte super. Cu toți știm că vine Paștele, sărbători și noi, împreună cu Dragoș, fratele meu. Da, eu sunt fratele ei, așa că da, eu aș zice să ne punem pe treabă. Da, astăzi vom face, nu v-am spus ce vom face, avem două torturi. Și noi cu ochii închiși o să facem două torte, dar cu ochii închiși. Sincer, sper să nu mă curc și gen, nu da. De asta să pun asta. Dragoș se va numi un tort cu ceva... Cremă, să-i spunem. Snickers. Un fel de cremă. Da. Și Oana, cam tot crem, ceva de gen. Da, cremă albă. Gen black. Și white. Da. Eu nu chiar știu limba, da. Și avem și chestiile acestea care arată foarte cute. Ce să zic? Chiar faine. Cele mai frumoase, presupun că sunt steluțele. A tale care? Inimioarele la mine. Mie îmi plac foarte mult, avei Dragoș, să uitați. Parcă globe pentru Crăciun, știți? De ce le-am... Parte... Eu odată am mâncat din așa o prăjitură, dar nu știu, Dragoș. Și uitați-vă la astea. Astea arată destul de interesante. Ceva, niște ouă de Paști. Parcă au ceva în amântul. Un fel de... Și uitați-vă care... și la aceste ouă de ciocolată. Aici avem doi iepurași. Deci, Dragoș, care îl vrei tu? Mai întâi? Oricare. Ok, galben. Este foarte vechi tortul meu. Dar faza cea mai importantă, că noi vom avea aceste bande pe ochii noștri și noi nu vom vedea nimic. Deci înceapă provocarea. Așa, deci nu văd nimic. Eu chiar nu văd nimic, sincer. Deci haideți să începem. Aici eu cuțitul mi l-am pus mai aproape că nu vreau să fac accidente. E frică unde e crema? Presupun că ăsta e cuțitul? Aoleu, ce-a căzut? Am cuțitul și să începem din nou. Deci, așa, deci ăsta este cuțitul, crema. Vai, a luat crema. Aici e torta. Am pus-o pe tort? Sperăm. Așa. Da, da, da. Ce frică mie. Vai, nu știu ce fac. Efectiv. M-am murdărit. Eu tot de mult. Scuzați. Puneți-l nimic. Mai iau o lingură? Așa. Că mie mi-e frică să nu-mi rup. O simt de parcă e o lingură mare. Mine e împuțită. Așa. Hei, Oana. Ce? Cum e tortul tău? Bine, dar eu nu știu cum arată. De parcă eu știu. Sper că mi-o este întins peste tot, însă, nu știu, poate e doar pe bucățica micuță. Acum luăm al doilea strat. Avem o mică problemă, trebuie să-l găsim. Okay. Eu am găsit de mult. Acum. Efectiv, nu știu ce are. Ăsta arată ca al doilea strat și se simte. Nu vreau, cred că se arată sau... Sper că este bucata care îmi trebuie. Am aranjat-o. Oh my god, dar ce e la mine? Ce ai făcut? Ai rupt-o? Da. Ok. Se simte de parcă am aranjat-o. Ok, bine? Dar eu chiar nu știu, am rupt-o, dar nu mai știu să o pun. Vai, mi-am pierdut cuțitul. Stați. Ba nu, lingura am pierdut-o. Vai, ce grav, ce grav, ce grav. Ce grav e la mine. Okay. Nu înțeleg cum să o pun. Planul B. Numai cu cuțitul. Ajutor, ajutor. E chiar numai cu cuțitul. Așa. Ia uitați cum e la mine. Unde? Ce-am... E bine, așa? Eu sper că e bine. Vai, unde mi-e lingura? Doamne, ce de greu e. A găsit lingura. Și a treilea strat. Așa? Da, eu prima dată fac ceva cu ochii închiși. Da, și eu prima dată decorez un tort în general. Nu, asta eu mai făcut-o cu mami. Bravo. Nu știu pe ce parte să o pun, presupun că e așa. Am pus bucățica. Așa. La mine este gata perfect.
Dar acum pun. Așa. Presupun că avem multe medicături pe aici, căci cam simt fundul farfuriei. M-am murdărit pe baleta! Și eu toate mâinile mi le-am murdărit. Mâinile se spăl, dar maleta cam nu chiar... Făcând teorema lui Pitagora, mi-am dat seama că o să reușesc să mănânc și partea asta. Parcă nu mai simt alune. Ce s-au terminat? Ciudat. Parcă erau foarte multe alune, mi-am amintesc. Ce-ți mai face tortul, Oana? Bine, dar nu știu ce face. Ok, abia aștept să le gustăm, să vedem ce oare s-a primit, poate ceva s-a întâmplat, poate ceva, nu știu, cu tortele noastre ceva s-a întâmplat, abia aștept. Sper că n-a căzut un meteoric peste ele. Ei, se auzea și încă cu viteză vedea. Ce, Oana, vrei să te râzi? Da. Să zic o glumă de-a mea? Da, dar ales foarte amuzante. Cum să nu? Deci, da, să mă gândesc. Știu! Cum se numește un băiat care face duș? Cum? Dușman. Dragoș, mă poți să râd la maxim. De fiecare dată. Așa, parcă l-am întins binișor. Dar ce e la tine? Presupun că destul de ok. Ok, hai să începem de carățiunile. Așa, țin minte că aici avem 4 decorațiuni, cum să zic. Da, și acolo mai avem ceva, însă hai să începem avem cu astea. Avem niște curaj, eu l-am pe ăsta roz, dar ăsta l-ai pe ăla galben. Da, îl simt aici. Da, ok. Haideți. Deci, efectiv, voi alege una... Foarte, random. Foarte random și poate nimerim ceva mai fain. Deci, am ales-o pe aceasta. Nu știu. Presupun că steluțe, însă, nu știu. La mine... deci, cum le punem? Trebuie să ne gândim. Haideți să le deschidem și cred că le voi așa pune aleatoriu pe tort. Important să le nimerim pe tort, presupun. Așa, cred că trebuie... Oare cade așa ceva? Așa am învățat cum trebuie la mami. Sper că cade ceva. Okay. Eu gata, prima de care ce mi-a luat. Eu tot? Așa. Sper că am întins peste tot. Okay, deci, țin minte că aici erau ceva ouășoare undeva da, pe aici. Da, cea niște ouă colorate. Și de ciocolată. Apropo, hai să ne luăm 44 cu ciocolată. Nu, aici erau ouă colorate în mijloc. Okay. Dar alea cu ciocolată mai țin minte? Da. Stai că eu mi-au prima. Bine. După tu ți le iei pe care rămân. Așa, ți-ai luat 4? Da. Apoi, am o idee. Stați, acum și vă arăt ideea mea. Deci, cu chestiile sau nu? Cu aceste chestii, voi face litera P de la Paște, bineînțeles. Însă cu ochii închiși va fi un pic mai greu. Mai greu. Cred că e portocale. Însă presupun că dacă îmi imaginez litera P, va fi litera P. Va fi cute la ambii. Da. Am mai împrăștiat niște ouă din alea de ciocolată. Nu știu ce e asta, ok. La un moment dat simt de parcă e așa la nimereală. Simt de parcă pun efectiv tot ce nimerește în mână. Așa. Bate inima tare. După cum am spus, e cam prima dată când fac așa ceva.
V-aș ruga foarte mult să dați like și subscribe, căci ne ajută foarte mult. Da. Și arătați că chiar apreciați ceea ce facem și vreți să continuăm. Și dacă vreți mai multe challenge-uri cu mâncare, să dați like și subscribe. Vă rog. Și dacă avem comentarii, să și comentați. Eventual. Ok. E foarte greu să... Am văzut că vă place foarte mult seria aceea în care Oana se duce și întreabă de vedete sau da. Andreea Bustănică sau Ileana Beregoi. Și ne plănuim să facem mai multe. Ne plănuim să facem mai multe. Deja vedem când. Dacă vedem susținerea voastră, vă mai facem. Așa. Deci, ai terminat, Oana? Nu, mai am dar nou de cozit, dar eu când decozesc e cam greu. De ciocolată? Da. Caută din toate colțările. Oh, de data asta s-a mai primit. Avea un miroase delicios. Am terminat. Bine. Deci... Hai, la 3, 1, la 3... Așa, ține-te de ele și la 3, 2, 1 le scoatem. Deci, 3, 2, 1... Și... Oh my God, cum arată meu! Avem... Voi. Uitați, la mine parcă e la nuntă, gen. Ce fain arată tău. Voi, ce mă doare tot ochii, tot capul. Oh, Doamne, eu sunt mai drept. Chiar sunt mândru de mine. Eu tot... E arat de frumos, gen... Chiar m-am descurcat. Ce să spun, chiar îmi place ce am făcut. Chiar dacă nu e cea mai aranjat, însă trebuie să admitem că am făcut asta cu ochii închiși, chiar s-a primit. Așa, și vreau să vă urez împreună cu sora mea un Paște fericit și să vă bucurați de cei dragi. La fel, poate mai mâncați ceva gustos de Paște și la revedere! Paște fericit! Pa! Nu uitați să dați like și subscribe! Ne vedem pe data viitoare! Pa! Pa! Dar din partea mea, pentru Paști, mai am încă o surpriză. Eu voi face partea a doua, decorațiuni pentru Paști. Vă pup!